Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Direct la Subiect. S-a terminat și campania electorală, s-au terminat și alegerile. Astăzi vă prezentăm rezultatul acestora obținute în Prahova și în Ploiești. Dacă în Prahova avem deja rezultate oficiale furnizate de Biroul Electoral Județean, până la intrarea în emisie, Biroul Electoral Județean Prahova nu dăduse publicității statistica pe fiecare localitate în parte. Așadar, am apelat la surse interne de la diferite partide pentru a vedea cum au stat exact lucrurile și în Ploiești. Foarte multe surprize, atât în Prahova cât și în Ploiești, în ceea ce privește rezultatul votului de ieri, atât la europarlamentare cât și la alegerile parțiale care au avut loc în două comune din Prahova. Despre toate acestea discutăm cu Mihai Nicolae, jurnalist observator pe H.ro. Bună seara, Mihai! Bună seara! Haideți să nu-i mai fierbem pe telespectatori, deși, având în vedere prezența relativ scăzută, nu cred că mulți au fost foarte interesați de ceea ce s-a întâmplat ieri în Prahova la secțiile de votare. Totuși, să vedem care au fost rezultatele oficiale consemnate de Biroul Electoral Județean în Prahova la alegerile europarlamentare din 25 mai. O să rog pe colegul din regie să ne dea drumul deja la grafică. Așadar, aveți în față rezultatele oficiale ale europarlamentarelor din Prahova. Câștigătorul detașat al alegerilor este alianța PSD-UNPR-PC cu 33,05%, 72.870 de voturi mai precis, urmat de PDL 17,16%, PNL 16,78%, Mircea Diaconu, marea surpriză a acestor alegeri, 7,75%, mai mult decât PMP-ul doamnei Udrea, care a adunat 7,27% din voturile prahovenilor. La restul mai avem PPDD 4,1%, PRM 3,21%, Forța Civică 2,61%, Corina Ungureanu 1,89% și restul deja nu mai contează. Așadar, alianța PSD-UNPR-PC 33%, PDL 17%, PNL 16%, Mircea Diaconu, actorul și candidatul independent, 7,7%, PMP 7,2%. Acestea sunt partidele respectiv, candidatul independent, care vor obține mandate în Parlamentul European. Alianța PSD-UNPR va avea 17 mandate, PNL și PDL câte 6, Mircea Diaconu un mandat și PMP 2 mandate. Bun. Te miră rezultatele acestea, având în vedere exit poll-urile de aseară, pentru că vreau să discutăm și îngrijorarea celor interesați de politică după ce televiziunile de știri au furnizat aseară după ora 21 tot felul de sondaje exit poll, care dădeau cel mai pesimist pentru alianța PSD-UNPR-PC 41%, cel mai optimist sondaj aproape 44%. Cel puțin în Prahova 33%, iar la nivel național înțeleg că se va ajunge undeva la 37%. Mă surprinde și nu mă surprinde Prahova. Oricum, rezultatele sunt foarte interesante și în Prahova și pe Ploiești, unde să discutăm mai târziu. Da. În Prahova mă surprinde și nu mă surprinde scorul PSD-ului, în sensul în care PSD-ul a avut două probleme majore. Scandalul de corupție în care, și dosarele în care este implicat Mircea Cosma, cel care a fost locomotiva PSD-ului în Prahova în ultimii ani, da, cuplate cu lipsa de eficiență, ca să spun așa, gospodărească a lui Iulian Bădescu, primarului Ploieștiului, aici la Ploiești, care Ploiești este principalul furnizor de voturi din Prahova. La PSD mă așteptam categoric să aibă un scor, nu mă așteptam să fie la o așa de mare distanță sub scorul partidului, scorul național, dar fiind faptul că totuși PSD-ul, ca structură politică în Prahova, are, sau mă rog, eu credeam că are rețele foarte bine puse la punct. Scorul foarte mic pe care l-a scos, comparativ cu cel național, cu 7% sub cel național, arată faptul că nici rețelele alea care credeam eu că funcționează și credeau și alții, nu prea mai sunt la PSD și că
știu eu, cu tremurul prin care a trecut PSD-ul a fost mult mai adânc și mai profund și cu efecte mai dezastroase decât anticipam noi. Deci, practic, adică carențele organizatorice, de corupție în care a fost Mircea Cosma, cel care, pe de-o parte, conducea județul, pe de-altă parte, conducea PSD-ul și o făcea bine la PSD ca organizator, a avut un efect direct, dar direct și vizibil. PSD-ul tot timpul ieșea peste media națională, a ieșit la ultimile alegeri. Noi, oricum, de mâine intrăm în analiză, ca să spunem așa. Rezultatul este îngrijorător pentru PSD, îngrijorător, ca să nu spun chiar periculos, dublat de rezultatul foarte slab obținut de PSD Ploiești. Deci PSD-ul a fost o surpriză. Vorbești de Ploiești, având în vedere faptul că majoritatea telespectatorilor și-au domiciliu în Ploiești. O să vedem acum și o ilustrație grafică a rezultatelor neoficiale de data aceasta. Sunt rezultatele numărătorii paralele a două partide, da. Așa că luați cu semnul întrebării aceste rezultate. De obicei sunt foarte apropiate de cele oficiale, însă, repet, până la ora intrării în emisie, Beș Prahova nu dăduse publicității rezultatele oficiale pe localități. Așadar, avem aceste rezultate și anume Alianța PSD-PC UNPR 30,3%. Surpriza surprizelor, l-avem pe Mircea Diaconu. 12,7%. Enorm. Cred că este cel mai bun rezultat obținut vreodată independent. Da, și rezultatul ăsta spune multe despre electoratul din Ploiești și despre cum vă ploieștenii scena politică de acum. O altă surpriză, partidul Mișcarea Populară, 12,4%, acolo unde activează nu este o surpriză. Doi deputați. Da, nu este deloc o surpriză. E Volosevici pe Ploiești, fostul primar, care a făcut din PMP acum principalul partid de opoziție în Ploiești. Și la capitolul dezamăgiri electorale, evident, pentru noi nici atât, PDL 11,8%, PNL 10,2%. Este un scor istoric slab, adică nu cred că PDL-ul a scos la ultimele alegeri din 2008 încă un scor atât de slab în Ploiești, nu cred. Da, mai avem la capitolul și alții Forța Civică, un rezultat mare, având în vedere media care a fost la nivel național undeva până în 2%, la Ploiești a scos 4,5%, PPDD 3,9%, independent a Corina Ungureanu. Uitați-vă unde a căzut PPDD. Da. La localele din 2012, PPDD era undeva la 18%. PPDD are un viceprimar la Ploiești și trei consilieri, deci patru consilieri, cum ar fi, nu? Corina Ungureanu, a patra forță din Ploiești, cel puțin reprezentată în Consiliul Local Ploiești. Corina Ungureanu 3,8%, PRM 3,2%. Corina Ungureanu, dacă ar fi obținut acest scor la nivel național, s-ar fi ales cu un mandat de europarlamentar. La nivel național lucrurile n-au stat atât de bine ca la Ploiești pentru fosta gimnastă. Așadar, Alianța PSD-PC UNPR 30,3%, Mircea Diaconu 12,7%, PMP 12,4%, PDL 11,8%, PNL 10,2%. La PNL, cum să spun eu, ăsta e un rezultat de demiteri și demisii în PNL Ploiești. Nu se poate să fie a patra forță. Să te bată un independent, dar să te bată bine. Jenant. Este absolut jenant. PNL-ul cu 10 consilieri locali, dacă nu mă înșel eu, cu viceprimar, cu de mii de deputați. Uite aici, Mihai, vreau să ajung apropo de... Hai să le luăm pe rând. Am discutat noi de chestia cu, să spunem, PSD, Alianța în PSD. În opinia mea, PSD-ul a scos un rezultat foarte slab. Era de așteptat să scoatem un rezultat slab. Deși 30%, Mihai, da, în PSD, comparație Alianța, cu restul PSD-UNPR-PC, cu restul partidelor, cel mai bine poziționat fiind un independent. Da, dar discutăm despre un partid care deține cel mai mare număr de parlamentari, discutăm despre un partid care este la putere și a organizat alegerile, discutăm de un partid care deține efectiv puterea în județul Prahova și în principalul furnizor de voturi, cum spuneam, orașul Ploiești, adică primar, președintele Consiliului Județean,
Deci discutăm de un, și de un partid care, mă repet, are o structură de partid extrem de, sau ar fi trebuit să aibă o structură foarte bine pusă la punct. Da? Da. Hai să vedem detaliat rezultatul alegerilor oficiale în Prahova. Grafica, te rog, Mihai. Pe urmă, ce este foarte, iarăși, extrem de interesant, este scorul prost pe care l-a, extraordinar de prost, incredibil de prost, pe care l-a scos PDL-ul în Ploiești. Din punctul meu de vedere ca jurnalist, cum să spun eu, rezultatele pe Ploiești sunt o oglindă a faptului că politica pe care o duce PDL-ul sau o duc partidele de opoziție în special în momentul ăsta, și anume aceea de a ignora electoratul, omul, da? Blaturile pe care le fac ei între ei cu PSD-ul, cu, mai ales cu PSD-ul, a fost categoric sancționat la Ploiești. Ăsta este motivul pentru care Mircea Diaconu, un independent, a reușit să fie numărul 2 ca voturi în Ploiești, da? Ăsta este principalul motiv și spune extrem de clar care este viziunea ploieștenilor despre clasa politică locală. Noi nu discutăm de ce se întâmplă, nu știu, în București, în România. Aici le cunoaștem, le știm mai bine decât alții și putem vorbi. În opinia mea, faptul că nu s-a conturat niciun lider al opoziției care să ia atitudine la, știu eu, să dea un vot de blam administrației, da? Care administrație locală a oferit, slavă Domnului, milioane de motive ca să poți să o sancționezi, da? Faptul că Roberta de fiecare dată a votat alături de PSD, Roberta, PDL, consilierii ploieșteni, dar la motivând, indicațiile domnului Anastas. Deci n-are rost să discutăm povești, da? Motivând că, domnule, noi votăm alături de PSD ca să nu ne reproșeze Iulian Bădescu faptul că l-am împiedicat să modernizeze orașul. Iar prin votul discutăm dacă avem timp de o PDL, super afacere, exact. Da, a girat enorm de multe mânării. Arată, cum să spun eu, că omul ploieșteanul nu-i prost, că ok, nu are informația sau are puțină informație despre ce se întâmplă, dar el simte pe pielea lui că lucrurile merg mai prost în Ploiești, simte că cei pe care a votat să-i reprezinte interesele, că ăia, gata, nu mai contează pentru ei, motiv pentru care acum l-a votat pe Diaconu, a votat PMP-ul lui Volosevici. Volosevici care a fost vocal, a fost singurul lider de opoziție din Ploiești în ultimile luni. Da. Da? Și imediat s-a văzut, se vede în scor, adică politicienii care se uită la statisticile astea pot înțelege multe. Uite, în sensul apropo în care vede lumea da, pe da, da. Apropo de PNL, ce s-a întâmplat cu PNL Ploiești, repet, numărătoarea paralelă indică PNL undeva la 10%, sub PDL 11%, PMP 12% și Diacon 12,7%. Cât crezi tu că a contat faptul că, în ciuda opoziției făcute de liderul suprem, să-i spunem așa, Antonescu din capitală, față de ceea ce au făcut liberalii în Ploiești, deci rezultatul, anume, USL-ul trăiește la Ploiești, știi? Fii atent, eu nu vorbesc realmente, chiar vorbesc ca unul care am simțit presiunea pusă de oameni, presiunea publică, domne, nu ne regăsim, domne, nu există o voce care să exprime protestul nostru, da? PNL-ul, în opinia mea, în Ploiești în momentul ăsta, este un fel de PDL în 2012. Adică la câte tâmpenii au girat și liberalii cot la cot cu da, administrația PDL, locală, știi, da? Administrația locală, adică în momentul ăsta, este o administrație perfect USL. Da, USL, niciun PDL. Liberal nu a fost dat afară din administrația locală. Dar eu mă gândesc așa, nu poți să ai pretenția să vii în fața oamenilor să spui vă vreau votul pentru că vrem să schimbăm România, bunul simt, așa? Și de fapt tu să mergi cot la cot cu PSD-ul. Tu să închiriezi spații pășest la Ilie Oană, tu să faci diverse business-uri cu administrația PSD, adică bă, nu poți. Da, mă, omul te simte. Te deci simte. Orice politician, cum să spun eu, chiar dacă nu există o media, să spun așa, de vocală, penetrantă, vocală agresivă, care să sancționeze puterea, da? Omul le simte pe pielea lui. Păi în momentul în care tu ai votat USL, ok, vezi că USL-ul ce-ți oferă este numai disconfort, să nu spun altele, da? O scădere a nivelului de trai și multe vorbe frumoase. Da. Se rupe USL-ul, iar la Ploiești rămâne fix aceeași combinație politică la putere, în combinația asta locală. Păi
cum să spun eu, trebuie tu ca politician să fii incredibil de prost să crezi că omul nu te miroase, nu vede șmecherea. Mai ales în Ploiești. Ploieștiul care este un oraș cu oameni ai dracului, ca să spun așa. Adică îi duci un pic cu zahărelul, după care își revin. Uite ce a pățit-o Roberta. Deci uite-te la scorul Robertei, da? Pentru o administrație care în Ploiești a avut totul, domnule, în 2000, între 2008 și 2012, cred că scorurile de la ultimele alegeri, undeva, până în alegerile parlamentare, erau undeva la 30%. Uite, iarăși o chestie. Aproape. Faptul că Volosevici a ieșit, a taxat de fiecare dată, l-a făcut ca în Ploiești să aibă dublu scorului național. Da. Da? Și peste PDL. Dublu scorului național, despre asta vorbim. Cât despre relația lui Volosevici cu Roberta, este evident acum, adică este atât de clar care este raportul de forțe electoral vorbind între ei în orașul Ploiești. Deși Volosevici la rândul lui a fost țintă continuu, mai ales cele mai dure atacuri împotriva lui Volosevici au fost făcute de Roberta. De PDL. Și nu de Iulian Bădescu. Corect. Să spunem, nu? Corect. Bun. Deci orice politician inteligent din Ploieștiul ăsta care se uită la rezultatele astea nu poate să tragă altă concluzie decât următoarea. Trebuie să facem ceva pentru oameni. Nu putem să mai stăm pe blat. Nu putem. Nu se mai poate. Uite. Trebuie PNL-ul în mod obligatoriu. Adică ca să mai aibă o șansă ca partid politic în Ploiești, în mod obligatoriu PNL-ul mâine ar trebui să iasă de la guvernarea locală, da? Indiferent de ce se întâmplă la București și să înceapă să facă munca de partid politic în interesul cetățeanului. Da? Au scor de 10%, adică sub scorul național într-un oraș cu oameni inteligenți de dreapta, da? Ăsta e motivul pentru care PDL-ul a avut în continuu scoruri bune. Da. Bun, în timp ce o să ruleze rezultatul alegerilor europarlamentare în Prahova, tot ieri a avut loc și au avut loc și alegeri parțiale în două localități, este vorba de Măgureni și Păulești, acolo unde edilii aleși în 2012 au decedat între timp. Ei bine, defuncta USL și-a împărțit victoriile astfel. Alegerile pentru primăria Măgureni au fost câștigate de candidatul PNL Iordache Gheorghe cu 1853 de voturi, urmat de candidatul Alianței PSD-UNPR-PC Iarca Ida cu 1332 de voturi, iar la Păulești alegerile locale parțiale au fost câștigate de candidatul Alianței PSD-UNPR-PC Sandu Tudor cu 2415 voturi, urmat la mare distanță de Tiță George PMP 414 voturi. Restul nu mai contează. PDL și PNL au făcut figurație la Păulești, așa cum în partea cealaltă la Măgureni au făcut la fel figurație candidații PDL, PMP, PPDD și așa mai departe. Și oricum erau rezultatele care le știam de acum câteva luni. Da. Era evident, la Măgureni a fost lupta un pic mai încinsă decât anticipam, da? Erau previzibile rezultatele și la Păulești și la Măgureni. Adică toată lumea, și politică, și media, și, mă rog, oamenii interesați, vedeau cât se poate de clar care o să fie câștigătorii acolo. O să rog pe colegul din regie să încerce o legătură telefonică cu singurul pedelist care a reușit să-i învingă la el pe colegiu în Prahova, pe cei de la Alianța PSD-UNPR-PC. Este vorba de deputatul George Ionescu, coordonatorul campaniei electorale PDL în Colegiul 9. Din... Și este unul dintre cele... Nu, probabil, cred că la nivel național, cred că e cel mai bun scor scos de PDL. Deci a scos un procent extraordinar de mare în contextul ăsta, dublu față de scorul partidului și triplu față de ce a scos partidul în Ploiești. Da, pe Colegiul 9, prima dată am crezut că e o greșeală și, mă rog, cei care ne-au furnizat informația au greșit, și anume, iată, în Colegiul 9, PDL 36,7%, Alianța PSD-PC-UNPR 25%, PNL 14%, practic invers proporțional cu ceea ce s-a întâmplat în Prahova și la nivel național. Acesta este singurul colegiu unde PDL a câștigat alegerile europarlamentare.
Bun, până atunci, până vom reuși să luăm legătura cu deputatul Ionescu, vreau să te întreb, Mihai, dacă după alegerile astea europarlamentare vor avea loc schimbări drastice la nivelul organizațiilor județene și locale din Prahova, ale principalelor partide politice. Mă gândesc, de exemplu, nu știu, îl avem acum la telefon pe deputatul George Ionescu. Bună seara! Bună seara! Domnule deputat, vreau să vă întreb cum ați reușit să câștigați din punct de vedere electoral alegerile europarlamentare în condițiile în care în celelalte colegii din Prahova, colegii dumneavoastră nu au reușit, colegii dumneavoastră de partid, nu au reușit să obțină scoruri atât de mari pentru PDL. De exemplu, la Ploiești abia a trecut de 10%, în condițiile în care în colegiul dumneavoastră PDL a obținut 36,7%. Și vreau să vă întreb cât se poate de direct. Ați dat pachete, ați dat șpagă electorală. Ce ați făcut de ați câștigat? Pentru că un partid precum PDL în cădere liberă e foarte greu de crezut că a putut să câștige alegeri în, alegeri în data de 25 mai. Da, domnule, că noi nu am dat niciun fel de pachete, în afară de materiale electorale pe care, legale pe care noi le dăm oamenilor, colegiul altceva nu am dat. Iar din punct de vedere politica, să zic așa, orientării politice a electoratului, din 2008 încoace noi am câștigat în fața USL-ului și a PNL-ului de regulă, mai puțin la parlamentare, când știți bine cum a fost valul și am pierdut la ceva de 100 și ceva de voturi eu. În rest, noi am câștigat toate bătăriile electorale cu PSD-ul și PNL-ul, deci nu este o surpriză. Bun, dar vreau să vă întreb, dacă nu ați mituit electoratul, ați stimulat financiar primarii din colegiul dumneavoastră, primarii PDL, ca să tragă, pentru că, având în vedere și prezența relativ mică, e clar că o mare parte din vot a fost adus de către rețeaua de partid. I-a stimulat financiar pe primar, le-a spus, nu știu, vă aloc fonduri, vă vorbesc cu președintele PDL Prahova pentru că la împărțirea bugetului Consiliului Județean să vă revină mai mulți bani de investiții. Ce ați făcut? Nu. Noi, organizația PDL pe acest colegiu este o organizație foarte puternică, nu numai în localitățile unde avem primar, ci și în celelalte localități. Suntem ca o familie. Nu trebuie să dau cuiva ceva ca să muncească pentru Partidul Democrat Liberal. Ei muncesc din convingere și încă o dată vă spun, noi suntem foarte apropiați. Nu ne ajutăm numai în momente în care suntem bine, ne ajutăm și la greu și la bine. Încă o dată vă spun, noi suntem cam o familie. Domnul deputat Mihai Nicolae sunt, dacă îmi permiteți. Da, acum, ce să mai, ați muncit în familie, ca o familie, pe colegiul nou, a scos un scor mare. Spuneți-mi și mie cum vi se pare scorul scos de PDL în Prahova și mai ales scorul scos de PDL în Ploiești. Scorul scos de PDL în Prahova este, dacă nu mă înșel, eu suntem pe locul 5 la nivel național, ceea ce mă face, adică îmi dă dreptul să spun că suntem foarte buni. PDL în Prahova a obținut, dacă nu mă înșel, s-ar putea chiar mai bine, dar maxim 5 la nivel național. Ok, bun, dar în Ploiești? Eu nu știu exact rezultatele din Ploiești. Uita, se vorbește de un 11%. Un 11%. Știu foarte bine că s-a muncit foarte mult și în Ploiești. Bun, domnul deputat, haideți să luăm altfel. Deci, cum vedeți dumneavoastră rezultatul ăsta pe Ploiești, orașul unde ați avut primar și unde organizațiile dumneavoastră funcționau? Adică, la un moment dat, doamna Anastase vorbea de un număr de 4.000 de primari care au lucrat în mandatul 2000-2008. Din ce am văzut pe scorul electoral de la europarlamentare, nici măcar aia 4.000 de primari nu cred că au trecut pe la urne să voteze PDL-ul. Adică vă întreb tehnic. Nu înțeleg despre ce primar vorbiți. 4.000 de primari, 4.000 de primari la nivel național. Nu. Doamna Roberta Anastase spunea nu de mult că Ploieștiul nu a avut un singur primar în mandatul 2008, 2012, ci 4.000 de primari. Văzând acum rezultatul obținut de PDL în Ploiești, eu îmi dau seama că nu știu dacă au trecut toți aia 4.000 de primari. Se referea la structura de partid a PDL-ului din Ploiești. Dacă au trecut pe la urne și au votat PDL-ul. Vă întreb, o să aveți și noastră o analiză în partid?
Contest încă n-am făcut, dar dumneavoastră mi-a spus un rezultat. Și eu cred că faptul că Volosevici a plecat din Partidul Democrat Liberal orientându-se spre Mișcarea Populară, era normal ca o parte din oameni să meargă și către el, pentru că totuși a fost primarul Mișului timp de 4 ani de zile și și-a făcut un electorat cu care a putut să plece. Dar cred că dacă însumăm rezultatele PMP-ului și ale noastre, bănuiesc că au avut și ei 9%. Nu, PMP-ul, conform estimărilor pe care le avem noi, are un scor peste PDL în Ploiești. De-aia vă întrebam. O să fie o analiză la dumneavoastră la partid? Se lasă cu sancțiuni? Nu știu dacă se lasă cu sancțiuni, că vă dați seama, rezultatul nostru județean contează și am avut un rezultat mult. Domnul Ionescu, haideți să o luăm altfel. Sunteți prim vicepreședintele organizației. În calitatea asta de prim vicepreședinte al organizației PDL Prahova, în momentul în care se va face analiza, da, pe fiecare localitate în parte, ăia care au scos pe o secție de votare 5 voturi, ăia mai rămân cu funcții de conducere în partid? Bine, se va face o analiză în partid. Și fii sigur că se vor lua măsuri. Nu asta e problema. De fiecare dată am făcut această analiză, lua măsuri. Sau nu neapărat măsuri. A trebuit să venim cu alți oameni ca să putem să refacem într-un fel sau altul organizația pe secția de votare respectivă unde am avut un scor prost. Două întrebări mai am pentru dumneavoastră. Una pe care o tot auziți după fiecare alegeri, după fiecare tur de scrutin, și anume, vreți să deveniți, vă doriți să deveniți președintele organizației PDL Prahova? Domnica, de fiecare dată când mi s-a pus această întrebare, știți că am răspuns cu același răspuns. Nu-mi doresc să fiu președinte. Nici acum. Bun. Și o ultimă întrebare, având în vedere faptul că pe colegiul dumneavoastră PDL a câștigat cu 36%, aveți în vedere sau luați în calcul o candidatură la șefia Consiliului Județean Prahova în 2016, având în vedere faptul că mai mult ca sigur actualul președinte al Consiliului Județean nu va mai candida? E prematur să discutăm Dar nu excludeți. În momentul ăsta chiar nu m-am gândit la lucrul ăsta și partidul va hotărâ cine va candida. Noi avem un candidat desemnat care se numește Adi Dodu. Domnul Ionescu, ca să încheiem așa într-un ton vesel cu vorbirea. Totuși, cred că un mic training pe colegiul nou al șefilor de la organizația de Ploiești n-ar fi rău. Nu, dar mă gândesc că dacă domnul Dobre a scos pe Ploiești, șeful organizației PDL Ploiești a scos un 10%, cred că are șanse mari să câștige alegerile județene în 2016, cum le-a câștigat și pe cele din 2012, nu? După cum știți, în 2012 domnul Dobre a câștigat în colegiul nou. Am înțeles. Da. De-aia zic, poate invitați domnule la un training la dumneavoastră în colegiul nou. Domnule, eu cred că rezultatele din colegiul nou i s-au datorat. Da, cu siguranță. Bine, domnul deputat, vă mulțumesc frumos și succes în continuare. Vă mulțumesc. L-am avut prin telefon pe George Ionescu, deputatul PDL de colegiul nou. Băi, care a scos un scor, un scor, eu sunt curios la nivel național, încă nu s-a definitiva statistica, dar nu până cred că e un PDList care să fi bătut PSD-ul. Și dacă a bătut, nu cred că la un scor atât de mare, la o distanță de 10%. Nu, din câte știu eu, PSD, mă rog, alianța asta, a pierdut alegerile în vreo două județe, în Călăraș, cred, și în sectorul agricol Ilfov, acolo unde baroni sunt din partea, baron local sunt peneliști. Așa că nu, cel puțin din punct de vedere al acestor. Da, deci asta e interesant și oricum. Este exact ce spuneam eu. Nu întâmplător l-am întrebat pe Ionescu dacă o să fie o analiză internă. Observ, când pui problema asta la partidele de opoziție, se încheie povestea, da? Deși, pe bune, este și în politică este la fel ca în management, ca în orice societate comercială. Dom'le, un departament care nu-ți funcționează, cea mai mare tâmpenie este să te faci că nu vezi, pentru că o să defecteze în continuu. Sau să spui că data viitoare va fi mai bine. Doi. Întreb și eu acum, pentru că mă interesa foarte tare soarta opoziției din Ploiești, pentru că este normal, deci într-o societate sănătoasă, da? Este normal ca puterea să nu defileze pe străzi, da? Este obligatoriu să existe oameni care să spună, să sancționeze, băi, greșești.
Din nefericire, în Ploiești, societatea civilă funcționează aici colo sporadic. Oamenii care apără un parc în nord, nu știu care fundație care mai face o manifestare, da? Cultural-artistică, ca să spun așa. Deci nu prea există, da? Bun, și așteptări de la partidele de opoziție și de aceea și interesul tuturor ar trebui să fie foarte mare față de ce face opoziția. Oricând vezi că s-a întâmplat o chestiune. Volosevici a plecat din PDL, da? Da. A rupt din PDL atât de mult încât a dus PDL-ul pe locul 4. Da. Deci partidul care a oferit primar în 2008-2014 e pe locul 4 acum la alegerile din... La foarte puține voturi de a face un scor cu o singură cifră. Da? Foarte aproape a fost de performanța asta negativă. Bun, și să nu observi, cum să spun eu, să te prefaci că nu există, nu este imperios necesar o analiză cu strigături, ca să mă exprim în limbajul propriu, este, cum să spun eu, bă, nu cadrează bine în fața electoratului. Știi? Acum înțeleg reținerea lui Ionescu. Totuși, el pe colegiul nou stă bine, spunea că e pe locul 5. De la o parte, rezultatul lui Ionescu de pe colegiul nou și o să vezi că prahul va se duce undeva sub primele 20 de județe în economia rezultatelor PDL-ului. Bine, asta dacă aveam un 10%, dacă aveam un 10% ca în Ploiești, de exemplu, omule, da, cu siguranță. Am discutat de PDL și era evenimentul ăsta, evenimentul, rezultatul ăsta, eveniment al lui Ionescu, notabil, realmente notabil, 33%, 37% să rup, adică să inversezi cursul firesc al istoriei, e un rezultat pe care îl fac spartanii, știi? Da, și uite, când vine vorba de bătălie, domnul Ionescu face un pas în spate. Din cauza asta, eu cred că PDL-ul o să piardă constant în Prahova. Din cauza acestui tip de management în care cine nu-i de acord cu Roberta, ori pleacă din partid, ori ca să rămână în partid, face cioc cu mic și joc de glezne. Da? Bun. Da. Bun. Dar PNL-ul, în schimb, și cum să spun, mi-ar părea rău pentru liberali să nu observe situația imposibilă în care se află. Indiferent de ce se întâmplă, indiferent ce USL face Tăriceanu cu Ponta, indiferent ce traiectorie or să aibă, oamenii au creditat pe liberali, ploieștenii, da, și prahovenii, să văd voturile, știi? I-au creditat totuși cu o mare doză de responsabilitate, da? Ori se vede clar că după ruperea USL i-au ales cea mai proastă dintre căile proaste pe care o puteau urma în Prahova și anume au rămas la guvernare locală, da? Singurul gest cu adevărat onorabil pe care l-am văzut la un liberal a fost gestul lui Horia Toma, fost inspector școlar general, care și-a dat demisia. Da? Singurul liberal cu onoare care l-am văzut, da? Da, în rest au rămas. Imediat după, în schimb, a venit, ca să spun așa, flegma de după. Aflu că în funcție, deci paralel cu demisia lui Toma, pe funcție de inspector general adjunct, era instalată soția unui deputat liberal. Da. Înțelegi? Deci ăsta e genul de joc pe care îl fac liberalii și pentru care oamenii au sancționat. Eu abia aștept să avem și rezultatele pe colegii, să vedem, de exemplu, dacă soțul proaspăt numite inspector general adjunct a obținut niște rezultate bune. Îți garantez că pe colegiul, deci vorba pe colegiul de respectiv. Sorin Teju, deputat PNL de Văleni. Eu îți garantez că pe colegiul Văleni, îți garantez că USL-ul, PSD-ul, UNPR, PC-ul mătură cu PNL-ul. Garantat. Da. Și nu o să fie din cauza faptului că acolo nu era un rezervor de voturi liberal, dovada este că domnul este deputat, ci eu înclin să cred că există o legătură directă între funcția soției și rezultatul. Mă, e cam greu să faci o anticampanie PSD când nevastă-ta tocmai a fost angajată de PSD. O funcție politică. Exact. După ruperea USL. Deci despre asta vorbim, iar oamenii văd asta. Mi-aș dori ca oameni luciți din PNL-ul ăsta, Horia Toma, da? Unul care a arătat care demnitate și pe care, cum să spun, aș merge după Horia Toma oriunde din cauza gestului pe care l-a făcut, da? Da, și din să le spună și celorlalți, să ia poziție, măi, frații mei. Hotărâți-vă, vreți să fiți la guvernare, să roadeți ciolanul? Duceți-vă, frate, la PSD, faceți USL 2, faceți ce vreți, dar aici în PNL rămân doar cei cu convingeri de dreapta care fac opoziție la actuala administrație, adică da, și așa vor să facă ceva, că de-aia fac politică, nu? Vor să facă ceva pentru comunitatea, da? Bun, hai să depășim momentul. Cu siguranță o să mai discutăm și în această emisiune despre ecourile alegerilor europarlamentare din Prahova de ieri. Așadar, surpriza pe Ploiești, surpriza generală a alegerilor în Prahova și în Ploiești este actorul Mircea Diaconu.
respectele noastre pentru domnia sa, având în vedere faptul că, iată, oamenii au simțit nevoia de a da un vot de blam sistemului politic și au ales 12% dintre ploieșteni, l-au votat pe Mircea Diaconu ieri, mai mult decât cei care au votat PNL, PDL și chiar PMP-ul lui Volosevici, spune da, multe. Și este de notat, este chiar notabil rezultatul scos de PMP în Ploiești, rezultat care îl poziționează din start ca principal partid de opoziție, exact. Și nu PDL-ul. Asta e tragic pentru PDL. Corect. Asta e tragic. Iar în ceea ce privește alianța PSD-PC-UNPR, mă rog, PSD, ca să sistematizăm alianța respectivă. Interesante sunt rezultatele cu 7% sub procentul partidului la nivel național de obținut, rezultat obținut de PSD Ploiești, respectiv 33% față de 37% la nivel județean. Așadar, organizația PSD Prahova, respectiv PSD Ploiești, organizațiile respective au avut rezultate slabe în comparație cu alte județe și chiar cu media partidului. Bun, mergem mai departe la exact ceea ce discutam chiar și în prima parte a emisiunii despre interesul cetățeanului. Avem o campanie pe care o derulăm pe observatorul ph.ro, liber la debranșări. Lăsați-i pe ploieșteni să se debranșeze de la Dalkia. O campanie generată de ceea ce o să vedeți în continuare și este absolut înfiorător modul în care anumiți politicieni cu funcții în administrația publică înțeleg să-și respecte cuvântul dat și declarațiile făcute chiar și presei. Ceea ce aveți dumneavoastră acum în imagini sunt cu siguranță, or să vă dea fiori, facturile de astă iarnă, atunci când, dacă nu erați asistat social sau aveați niște venituri cât de cât decente, ceva de genul peste 700 de lei pe membru de familie, ați constatat că trebuie să plătiți facturi de până la 1000 de lei dacă locuiți în apartamente cu 4 camere, ponderea enormă a facturilor de întreținere reprezentând cea de încălzire, agentul termic furnizat de Dalkia Termo Prahova. Și o să vedeți facturi aferente lunilor decembrie, ianuarie, februarie. Cred că cea mai mică factură de întreținere la un apartament de 2 camere iarna aceasta a fost undeva de 350-400 de lei, în condițiile în care cu puține perioade vremea chiar a fost blândă în comparație cu alte ierni. Ei bine, plecând de la aceste facturi pe care le vedeți dumneavoastră, care au fost afișate la mai multe blocuri din Ploiești, am demarat campania Lăsați-i pe ploieșteni să se debranșeze de la Dalkia, o campanie care s-a bucurat de foarte mare succes, având în vedere numărul mare de mesaje, comentarii și întrebări pe care le-am primit pe adresa redacției. Evident că mulți dintre cei care au constatat că plătesc sume foarte mari pentru încălzire au căutat imediat după închiderea sezonului rece soluții alternative mai ieftine de încălzire, centrale electrice sau pe gaze de apartament și așa mai departe, panouri electrice și orice altă alternativă considerată de oameni mai ieftină decât Dalkia, și au ajuns la furnizorul de termie la Dalkia, unde au constatat că practic le este imposibil să îndeplinească cerințele impuse de operator cu oblăduirea Consiliului Local Ploiești. Haideți să vedeți acum ce adresă au primit asociațiile de proprietari de la Dalkia Termo Prahova. Așa ceva am crezut că nu poate fi adevărat și totuși se întâmplă. Scoate-mă din fereastră, pentru că e important documentul, Mihai. Bun. Ei bine, Dalkia a trimis imediat după închiderea sezonului rece o astfel de adresă în care, vedeți acum subliniat, îi sperie pe cei care vor să se debranșeze de la Dalkia că riscă să bubuie în apartamente din cauza centralelor termice. Și stau să mă întreb dacă francezii, directorul francez... Și că oarecum din grijă față de acest pericol, nu le dau voie, să se debranșeze. Exact. Bun. Măi, oameni buni, cu toții, cu siguranță, mai ales dacă locuiți la casă, majoritatea mergeți pe soluția de centrală termică pe gaze. Acum eu nu mi-aduc aminte ca în Prahova,
cu atât mai puțin în Ploiești, să fie existat vreun incident în ultimii ani în care o centrală de apartament să bubuie și să provoace un dezastru. Nu mi-aduc aminte. E, atitudinea asta, Dalkia, bă, dacă plecați de la noi, că oricum nu vă lăsăm, da? Și cu o să bubuiți dacă vă puneți centrale termice de apartament, mi se pare o atitudine absolut jignitoare pentru clienți, mai ales că această adresă era pusă și în atenția conducerii primăriei Ploiești. Asta mi s-a părut superb. Conducerea primăriei Ploiești, care n-a avut absolut nicio reacție, da? Da, niciodată n-a avut vreo reacție conducerea primăriei Ploiești. Bun. Pe tema Dalkia. Haideți să vedeți cam ce înseamnă legislația locală. Stai puțin. Da. Deci tu cred că este un bun moment să punctezi că aceste adrese și campania noastră vin în ca o continuare firească a unor eforturi cu ghilimelele de rigoare, făcute de Consiliul Local Ploiești, de a negocia cu Dalkia un contract care să permită debranșarea ploieștenilor captivi la încălzirea Dalkiei. Și să vă amintesc că era o comisie formată din doi avocați consilieri locali cunoscuți, unul viceprimar Iulian Teodorescu și altul simplu consilier local Sorin George Botez. Da. Plus alți consilieri PSD, dacă nu mă înșel. Da. Deci au făcut o comisie care a stat, a analizat câteva luni de zile posibilitatea de a ne debranșa de la Dalkia. Lucru după imposibil care, acum. După care n-au mai comunicat nimic. E, da. Da? E, pe fondul ăsta noi am tot primit mesaje de la oameni, de la cititori care ne întrebau ce se mai întâmplă, cum scăpăm de Dalkia. Da. Pentru că, ce se întâmplă? Și e important să înțeleagă oamenii și cei care nu stau la bloc. Diferența între un om care stă la casă și unul care stă la bloc este următoarea. În timp ce cel care stă la casă poate opta pentru orice soluție de căldură pe care o poftește, da, de încălzire, cel de la bloc este obligat prin lege, prin regulamentele locale, da, să rămână captiv Dalkia. Prin regulamentele, prin hotărârile de Consiliu Local, exact, să rămână captiv Dalkia. Da. Da? Bun, deci din start omul ăsta are un mare handicap în a-și asigura, știu eu, căldură la niște prețuri pe care consideră el că sunt ok pentru el. Bun, ăsta a fost motivul pentru care am făcut demersul nostru și am avut surpriza incredibilă să constatăm că cei care au făcut comisia, au făcut comisia doar ca să îngroape subiectul deschis de noi acum un an. Da. Da? Doar pentru asta. Bun. S-a văzut la vot. Exact. Da. Mergem mai departe cu ceea ce s-a întâmplat cu ploieștenii care au apelat la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor Prahova pentru a se putea debranșa de la Dalkia, lucru care s-a întâmplat în toamna anului trecut și o să vedeți acum un document pe care l-am prezentat, dar e bine de menționat în actualul context, un document de la OPC, da, transmis redacției noastre, în care se arată negru pe alb că acel aviz pe care Dalkia îl dă de fiecare dată negativ nu este obligatoriu, așa cum susține Dalkia și Consiliul Local, exact, Ploiești și primarul municipiului. Exact, ci este doar consultativ. Cu alte cuvinte, trebuie doar informată Dalkia, nu și obținut avizul de la societatea de termoficare. Și aici aveți și legislația națională care prevede cât se poate de clar că printre cerințele pentru deconectarea unui consumator de energie termică se numără și, atenție, anunțarea în scris a operatorului. Da? Nicăieri nu spune că ești obligat să obții avizul. Nu, doar îl anunți. Bun. Acestea vedeți acum. Adică acest răspuns ar fi trebuit să facă debranșarea de la Dalkia foarte ușoară, să fie o simplă formalitate. Bun. În schimb, SC Dalkia Termo Prahova nu va da curs decât dosarelor complete care conțin. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este o listă de documente pe care Dalkia le cere pentru a da un aviz evident nefavorabil, negativ, debranșărilor. Da? Cam câtă răbdare și cam câtă deci eu vă reamintesc de discursul cam câtă alergătură îți trebuie ca să obții un aviz negativ. Discursul ăla, aceasta este campania noastră. Discursul ăla complet deplasat și neprincipial pe care l-avea Iulian Bădescu și l-aveau și cei din PNL și cei din PSD și cei din PDL
Deși totuși PDL-ul măcar au fost vocali, da, decât, nu știu, la vot. Mi se pare că la vot au votat alături de PNL și PSD pe chestiunea gigacaloriei. Nu, s-au abținut. Au votat alături. Da. Bun. Când spuneam așa, domnule, schimbăm sistemul de acordare a ajutorului de căldură la blocuri ca act de echitate între cei de la case, da, și care nu primesc nimic și cei de la blocuri care primesc ceva. Bun. Această decizie de a lăsa liberul arbitru acelui de la bloc să decidă dacă stă sau nu la Dalkia ar fi o continuare firească a dorinței de dreptate pe care au avut-o Iulian Bădescu, Iulian Teodorescu, consilierii PSD, da, consilierii PNL. De ce Dumnezeului nu se întâmplă lucrul ăsta? Este o chestiune la care nu găsești răspuns. Este imposibil să găsești un răspuns. Da? Bun. Îți citesc două declarații făcute la un interval de 3 luni de zile, 4 luni de zile, de către Iulian Teodorescu, viceprimarul liberal al Ploieștiului. Prima declarație pe care o vedeți acum este datată din 24 ianuarie, la una dintre ultimele ședințe ale celebrei comisii de care vorbeai tu, Mihai, privind debranșarea de la Dalkia. Față de punctele de vedere exprimate în această ședință, este cer că ploieștenii vor fi liberi la debranșare. Am constatat cu surprindere, vorbim de un consilier local care iese la al treilea sau la al patrulea mandat. Am constatat cu surprindere că articolul 30 din legea 325 pe 2005 a fost interpretat eronat până acum, în sensul că se solicită acordul Dalkia, cu toate că legea prevede doar anunțarea operatorului, lucru pe care l-a aflat și domnul Teodorescu de la noi. Băi, omule, îi doare undeva pe ăștia, pentru că nu plătesc ei facturile, mă. Da. Ce vorbești, mă? După 8 ani am aflat întâmplător că nu era cazul și, da, și exact, nici măcar nu ne cerem scuze, știi? Bun. Și mai mult încercăm să facem ce să vă facem să nu vă debranșați, că de-aia ne-ați ales. Bun. Și zice, concluzia este că pe viitor debranșarea nu va mai putea fi îngrădită, ploieștenii având acest drept dacă respectă condițiile din lege. Bun. Mai trec 3 luni, reluăm noi campania și le batem obrazul și le spun, bă, nu vă e rușine, adică da, comisie. Da, ați făcut o comisie, v-ați vorba aia, inflamat. Declarație făcută de același Iulian Teodorescu, viceprimarul liberal al Ploieștiului, partid care abia s-a scremut să facă 10% la ultimele alegeri, în data de 16 mai, da? Cu o săptămână și un pic înainte de alegerile de ieri. În ședința Consiliului Local Ploiești din 27 mai va fi un proiect prin care se renunță la zonele unitare de încălzire. Din acel moment, fiecare ploieștean va putea să opteze pentru ce soluție de încălzire vrea. Am amânat să dăm o soluție pe tema debranșelor pentru a nu se interpreta că este una electorală. Da, și să câștige PNL-ul foarte multe voturi, da, care să-i ducă de la 9% la 10%, da, sau la 11% în Ploiești. Da. Asta era problema. M-am uitat pe ordinea de zi, prietene, la ședința de Consiliu Local Ploiești de peste două zile. Peste o zi, mâine. Mâine. Mă rog, nu e pe 27, e pe 28. Domnul Teodorescu, cred că nu calculase. Păi nu m-au pregătit pentru ședința. Da, da. Băi, nu le rușine. Băi, nu există pe ordinea de zi, nu există niciun proiect inițiat de niciun consilier PNL, PDL, PSD. Prieten drag, nu are niciun rost. Dar prin care să-și respecte o declarație. Bă, dacă eu vin și zic așa, băi, dragi ploieșteni, mâine la ora 8, mâine la ora 8, eu în această emisiune vin și vorbim. Se face ora 8. Da? Nica nu apare, băgăm desene animate pe Will TV, da? Și pe urmă eu vin lunea viitoare, ca și că nimic nu s-a întâmplat. Ba mai și, mult, și promis, vin săptămâna viitoare. Da, și vin săptămâna viitoare, că sigur, sigur. Nici măcar nu zici că sigur. Vin săptămâna viitoare, așa cum am promis, acum două săptămâni. Și nici atunci nu se întâmplă. Bă, dar nu eu le-o fi rușine, mă? Bă, de ce mai scos pe gură o promisiune pe care nu ești în stare să-ți o îndeplinești? Dar să spun, astăzi este... Bă, nici acum când te vezi la 10%, astăzi este un moment de sărbătoare pentru noi. Noi în emisiunea asta ar fi trebuit să venim cu lăutare azi. Înțelegi? Deci e un moment pe care realmente eu îl savurez. Și-au luat-o în bot ăștia? Rău. Deci mă bucur. Nu în bot, peste bot. Eu chiar mă bucur. Și-au luat-o și în bot și peste bot. Da. Mă bucur de nu mai pot. Și am așa un sentiment de mulțumire sufletească. Să-l văd pe diaconul al doilea ca număr de voturi. Arată ce clasă politică de rahat. Corect. Ce opoziție de rahat avem în Ploiești. Fără partid, fără rețea, fără bani, da, fără pachete. S-au dus niște oameni acolo care au zis da? Lasă-mă că votez pe unul care nu stă, mă, pe banii mei, da? O dată, a doua dată. Am un moment de, băi, deci cum să spun, de mulțumire sufletească să văd că ploieșteanul nu și-a luat țeapă de la PNL, da? Și i-a dat doar 10%. Deci îți dai seama ce trebuie să facă Roșca acum, nu? Să vină executați. Să spună, că mandatul pe masă, jap,
Care mai sunteți aia? Dumbrăvanu, Botez, care da, mai da, fi, da. Jap, da, care sunt responsabil pe colegii, pentru că sunteți niște mincinoși, da? A, Iulica Teodorescu, tu viceprimar vreodată în viața asta? Niciodată, pentru că uite mă, minți, ești un mincinos. Da. Eu de Teodorescu am mai spus că e mincinos și îți repet, e un om, eu de ce vorbesc atât de dur despre Teodorescu? E un om în care eu am crezut foarte mult, mă crezi, până acum vreo 2 ani, eu băgam mâna în foc pentru... Niciodată să nu crezi în pentru avocați. Iulica Teodorescu. Da mă, dar mi se părea mie că e un om extraordinar, cu la fel, o altă decepție mi-a produs un alt politician despre care o să vorbim cu altă ocazie, da? Bun, e când îl vezi pe Pinocchio că vine și spune mâine facem, dregem și poi mâine nu o rezolvăm. Păi omul ăla nu se uită mă la televizor, se uită mă 1000 de oameni la noi, da? Pe mii de oameni mai vorbește cu încă 1000 de oameni, da? Băi, erau doi băieți la Will TV care spuneau că le-a promis băiatul ăla că o să ne rezolve, să ne putem debranșa și nu s-a ținut de cuvânt. Spuneau că oamenii ăia nu mai votează, măi, domnul Iulian Teodorescu, domnul Mircea Roșca, domnul Nicolae Alexandri, PNL-ul. Nu mai votează. Corect. Pentru că îi arzi la buzunar, asta faci. O-i statul acasă, dar ăla de la bloc suferă pentru că nu-și poate pune centrală sau panou solar sau nu știu ce. Suferă din cauza asta. Mai ales că tot la inițiativa inteligentă a lor au schimbat sistemul de acordare a subvențiilor la încălzire. Da? Pentru că au promis că vor ieftini gigacalorii. Este un moment, este un moment de mare relaxare. Ai văzut-o pe Roberta Anastase să nebunească, să ia foc în Ploiești? Băi, licitațiile pentru lucrările astea de modernizare au întârziat cu un an. Pe proiectele făcute de noi, PDL-ul. Da, deci nu zic de folos, nu e pe deleu, da? Ai văzut-o să facă vreun tantam pe faza că din cauza neînțelegeri, blocării licitației, școlile au rămas fără fond de reparații? Nu. De pe urmă am ajuns de râsul circului pe Facebook cum se tunde iarba în grădinițele din Ploiești? Ai văzut-o? Nu. Ce a făcut Ploiești anul schimb? A, da, domnișoare, ai venit cu aia. Jap, jap, jap. Te-am spus, e un moment... 10%. Este un moment în care realmente noi doi cel puțin putem, trebuia să avem lăutari, două fete care se danseze pe mese și să le facem aștia, nu pot să arăt gestul, știi? La toată opoziția de doi bani din Ploiești. Hai să vedem asta, mă, asta le-a făcut ploieșteanul. Deci eu da, iubesc, știi că noi mai vorbim. Mie mă plac ploieștenii că nu sunt proști. Mai avem 5 minute, numai bune de rezolvat încă o problemă pentru care noi am lătrat. Mai țineți voi minte, dragi telespectatori, când aici, la măsuța asta a doua, noi doi discutam despre tunurile imobiliare ale primăriei Ploiești. Ne ocupăm astăzi doar de una, pentru noi că avem doi, un dar document important. Doamna Roberta Anastase nu discuta, domnul Iulian Teodorescu, Roșca Alexandrii nu discutau. Nu. Doar de-aia le-a dat un bot ploieșteanu. Bun. Vedem acum un document foarte important. Este vorba de vânzarea de către primăria Ploiești a unei societăți de investiții care imediat l-a dat mai departe terenul, evident, la un preț mult mai bun, a terenului pe care se află fostul magazin Interex. Da? Evaluarea pe care a făcut-o firma Fidox pentru primăria Ploiești și votată de consilierii PSD, PNL și PDL, PDL. Doamna Roberta Anastase, spunând în conferința de presă la întrebarea subsemnatului că nu se poate opune fericirii domnului primar Iulian Bădescu și de aceea consilierii PDL au votat unul ăsta imobiliar, la 48,23 euro metru pătrat. Cam cât este lanul de porumb până apropierea Ploieștiului. Cu atât au dat Interex. Consilierii Interex. Terenul de la Interex. Și avem în față un document semnat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în care spune așa: în opinia noastră, rapoartele de evaluare furnizate de către dumneavoastră prezintă neconformități care ar fi putut vicia valorile recomandate. Un exemplu de neconformitate îl reprezintă neprezentarea în rapoartele de evaluare a informațiilor referitoare la veniturile pe care le-a obținut și le va obține proprietarul terenului conform contractului încheiat între acesta și proprietarul construcției. Cu alte cuvinte, ăștia spun așa. Anevaru, care este autoritatea supremă, tutelară. Exact, spune așa. Bă, atâta timp cât voi nu știți ce va face prietenul ăsta căruia voi îi vindeți cu mai puțin de 50 de euro metru pătrat mai departe. În timp ce lui McDonald's îi dați cu 110 euro. Da, 150. 150 de euro, exact. Adică de 3 ori mai scump. Da, da. Se poate vicia valoarea recomandată. Și asta înseamnă că bugetul orașului a fost prejudiciat și asta înseamnă un
posibil deranj, iarăși, chemat, invitat la DNA banchetă, și așa mai departe. Și alte alea. Bun. Singurul politician care a reacționat a fost Volosevic. Da, așa este. Ce scor are Volosevic? Este peste PDL și PNL? Da. Este, mă. De ce, mă? Pentru că proiectul nu-i prost, mă. De-aia, mă. Înțelegi? De-aia. De-aia, că despre asta vorbim. Da. Oricum. Hai, ducem cu zăhărelul, le mai dărâmăm un parc cu autorizație de pe zi pe zi. Da. Mai vindem niște terenuri. Asta e strigătoare la cer. Eu cred că odată și odată cineva o să se uite peste tranzacțiile astea. Că nu se prin proștii. Și oricum, Roberta ce spune ca principal partid, reprezentantul principalului partid? Nu vreau să-i crez lui Iulian Bădescu, să-i ofer șansa de a spune că nu l-a lăsat să facă treabă. Roberta, a făcut treabă Iulian Bădescu și ploieștenii ți-au dat ceea ce meriți. Da. Bine, Mihai, îți mulțumesc pentru participare. Ne revedem lunea viitoare de la ora 20, nu desene animate, ci o emisiune plină de alte dezvăluiri. Până atunci, era să zic să votați bine, dar nu mai este cazul. Până atunci, eu vă spun, felicitări, ați votat în proiect extraordinar de bine. La revedere!